Așa arată pădurea București. Viitoarea pădure București. La plantarea căreia am contribuit și noi. Toamna, primăvara, de vreo 2-3 ani, tot venim aici în coada Iazului, lacului Mori, și plantăm. Puieți cumpărați de voluntari sau donați de persoane binevoitoare, cu muncă neremunerată. Încercăm să facem ceva util și sănătos. Câmpul ăsta viran, plin cu pietre din Bucureștiu, distrus de cutremur, încercăm să-l populăm cu copaci. Să mai facem un plămân pentru capitală. Mass media de pe plai nu se interesează de asta, doar germano-francezii de la arte vor să vadă cum crește o pădure plantată de voluntari. Deocamdată arată așa, modest. Și o ajutăm să supraviețuiască. Dar în câțiva ani o să arate măreț, frumos. Poate atunci inițiatorii proiectului vom fi și factori decizionali la nivel de sector 6, la nivel municipal. Și ca să facem chiar din bani publici munca asta, nu doar din timpul nostru liber și din banii din donații. Ăștia sunt puieții care am plantat în primăvară. Sunt verzi. Avem cu cine lăuda și partea cealaltă în stufăriș. Tot am plantat, să vedem dacă o să supraviețuiască. Acela e nivelul inițial al bălții dâmbăviței, ăsta e nivelul cu 2 metri mai înalt, plin de pietre din Bucureștiu dărâmat de cutremur în 77. Sau dărâmat din moftul lui Ceaușescu. Știți că foarte multe case vechi au fost distruse ca să reorganizeze capitala, să facă Bulevardul Unirii, Casa Poporului și alte proiecte megalomane. Noi aici avem un proiect modest, pădurea București, făcută cu drag, cu muncă voluntară, timp de vreo 2-3 ani până acum, care crește încetişor. Și o să avem plămâni sănătoși în coada lacului Mori. Atunci o să vină să relateze de aici nu doar arte, dar și mass media de pe plai. Să zică, vai, cum de v-a dat în gând, cum de ați avut curaj. Uite așa. Pe lângă copacii pe care îi identificăm și îi salvăm de ierburi ca să le rămână și lor apă, uite așa ca glădița asta. Mai plivim și ambrozie, pentru că ne pasă de pădurea București. Spre pădure, spre deosebire de primarul Florea, de colega lui de partid, primara Firea. Nouă ne pasă de cetățeni și iată, plantăm copaci, plivim ambrozie. Uite, glădiță, frumos. În 2-3 ani o să stăm la umbra ei. Și o să avem pădurea București plantată cu eforturi voluntare.
Bucură ochiul să vezi copacii vii, rodul muncii noastre. E, nu chiar adevărat, e moldovean basarabian. Da, bine. Dar toți moldovenii sunt români. Uite, glădița. Am curățit-o, am eliberat-o. O facem cicea. Glădiță, una lângă alta. Prinsă, înviată. Ce frumos. Glădiță. Și oameni mândri. Moldoveni. Voluntari. Simbolul nepăsării autorităților și a cetățenilor. Aruncă aici gunoi și nimeni nu vine să-l strângă. În coada lacului Mori. De aici se vede mega catedrala. Acolo e stația de metrou Crângaș. Sectorul 1, 6. 5, 4. București în toată splendoare. Yes, thanks. Cum să-ți aduci canapeaua în câmp? Cât în minte trebuie să ai? Sau saci de pe șantier cu pereți demolați, cutiile de plastic din care ai mâncat. Căsuța de plastic, mașinuța copiilor. Ce fel de viitor lași copilului tău? Lume, lume. Am făcut-o și pe asta. Îngrijim pădurea București.